ofertă alimentară, doamnelor și domnilor. Cozonacii de pe rafturile magazinelor au până la 9 euro. Dezvăluirea a fost făcută într-un studiu al ONG-ului Infocons. Sorin Mierlea, în acest moment în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Așadar, numai puțin de 9 euro, iată, într-un singur cozonac. V-aș întreba, e mult? E puțin? Cum e din punctul dumneavoastră de vedere? Este foarte mult dintr-un anumit punct de vedere, dar din păcate sunt foarte multe zone, magazine mici, magazine de cartier sau magazine din orășelele mai mici, unde nu am ajuns să evaluăm și să vedem, dar din ceea ce știu, din ceea ce ne-a parvenit, poate sunt unii chiar cu mai mulți aditivi și conservanți și coloranți. Iar când discutăm că de masa de Crăciun, unde pe lângă tot ceea ce înseamnă cozonacul, salata de băf, murăturile, mai mâncăm și un salam, mai mâncăm și o brânză topită, tot ce înseamnă aceste lucruri, se adaugă acești aditivi și ajungem să consumăm zeci de aditivi la masa de Crăciun. Ceea ce încercăm în acest studiu este să atragem atenția consumatorului să citească eticheta, să aleagă cunoștință de cauză, fiindcă trebuie să înțeleagă un singur lucru. În momentul în care discutăm un produs cu mulți aditivi și cu alt produs coroborat cu mulți aditivi, s-ar putea ca mulți dintre ei să se dubeze sau să stripleze. În această perspectivă, cred că citirea etichetei pentru a avea niște sărbători exact cum le dorim, ar trebui să fie un lucru imperios necesar și nu trebuie să avem foarte multă școală. În momentul în care pe ingredientele respective, care sunt în ordine descrescătoare, să fim atenți la acest lucru, sunt anumite, să spunem, denumiri care nu le înțelegem, mai bine lăsăm produsul în raft și cumpărăm un alt produs care este mult mai aproape de ceea ce ne dorim. Iar dacă avem orice problemă, să nu uităm, mai ales în această perioadă, să avem un numărul de telefon 021-9551, numărul unic de protecția consumatorului, salvat în memoria telefonului pentru a putea face acest exercițiu minimal civic de atitudine, ca măcar cei care vin după noi să nu mai pățească același lucru cum am pățit și noi. O singură întrebare mai am pentru dumneavoastră, domnule Mierlea. Numai puțin de 9 aditivi, așadar, într-un cozonac, asta în urma analizelor de laborator pe care dumneavoastră le-ați făcut. Mulți dintre acești aditivi au potențial toxic ridicat? Problematica este că acești aditivi sunt în limita admisă, atât pe legislația națională cât și legislația europeană. Problema este în momentul în care coroborăm acești aditivi cu ceilalți aditivi din celelalte mâncăruri care le consumăm la aceeași masă, în aceeași zi, și mai ales când discutăm de copii, când discutăm de persoane vârstnice sau persoane care suferă de anumite boli. În această perspectivă, cred că acest lucru ar trebui să fie determinant pentru cei care cumpără, fiindcă când cumpărăm, mai ales pentru sărbătorile de Crăciun sau mai ales când discutăm de cozonaci, sunt dați în special copiilor, celor mai mici, și ar trebui să fim mai atenți dacă tot facem un cadou sau încercăm să împărtășim o bucurie, măcar să fie o bucurie cu adevărat, cu ceea ce ne-am dorit fiecare dintre noi.